Bună ziua și bine v-am găsit la ferma Grădina Bio. Știți unde mergem? Acum mergem să ne întâlnim cu Ariel. În mașina aceea este Ariel. Voi pune puțin pe pauză și apoi o să vă arăt când îl scoatem din cușcă. O mică schimbare, domnul mi l-a pus într-o cutie și mi l-a dat cu cutia, așa că mă voi grăbi repede la fermă să-l pun în cușca lui. Ariel, Ariel, ești cu minte? Ne înțelegem bine, da? Cred că o să ne înțelegem bine. E foarte cald în mașină, așa că pun pe pauză și revin cu videoul de la fermă. Am ajuns. L-am luat de la mașină, l-am adus aici. Cred că este foarte speriat, că nu știe ce se întâmplă. Plus că a fost plimbat foarte mult. Acesta este culcușul lui, lângă Dănuț. Vă las un pic să priviți așa, să-l priviți pe Dănuț, până merg să îl pun pe Ariel la locușorul lui. Acum asta este o provocare pentru mine. N-am ridicat un iepure atât de mare niciodată. Eu nu știu cum să-l iau să nu-l doară și să nu se zbată. Am văzut teoretic cum se face. Practic, o să vedem dacă mi iese treaba. Asta nici n-are blană de apucat. Hai mă, mama, stai cu minte. Ia, ca pe cățel poți să te iau? Oare ești cu minte dacă te iau așa ca pe căței? Doamne, este atât de cu minte și atât de blând. Am crezut că... Nu. Nu te-am deocheat? Nu. Hai că te pun imediat în cușca ta. Ia uite cușca ta. Ia uite, ăsta e culcușul tău. Am reușit. Pot să zic că sunt o învingătoare. Nu credeam că o să pun mâna să ridic un iepure atât de mare. Este foarte nedumerit. Să vă zic și povestea lui. Și o să vă povestesc așa, cum aș povesti eu unui prieten. De fapt, unei prietene. Dănuț al nostru era foarte bolnav. Și un domn i-a promis soțului, domnul se numește Ariel și iepurii, că îi va trimite un iepure. A vorbit domnul respectiv cu firma de transport și ce să vedeți, a venit și a luat iepurele. Și-a durat o zi, și-au durat două și iepurele nu mai ajungeau. A sunat soțul, a sunat domnul Ariel și iepurii. Ce credeți? Domnul care îl aducea fusese deja în București, dar uitase să ne lase și nouă iepurașul. Și Ariel s-a mai plimbat pe la Covazna, pe la Sfântul Gheorghe. Cred că știe mai multă geografie decât știu eu. Și într-un final, astăzi am reușit să culc și eu fetița la prânz și zic gata, mă așez, beau o cafea, mănânc o felie de chec, zic viață pe mine. Ce să vedeți, nicio viață pe mine, mă sună soțul, vezi că a venit domnul cu Ariel. Du-te și roagă-l să te ducă la fermă cu el. Zic, oh, super. Mă duc. Îi zic domnului, domne, știi, n-am unde să-l țin aici. Hai cu mine până la fermă. Zice, da, da, sigur, nicio problemă, dar nu pot să te iau o mașină. Du-te înapoi, ia mașina. Și când am ajuns, după cum ați văzut, m-am trezit cu el într-o cutie. Pentru mine asta a fost o adevărată provocare. Să aduc singură un iepure în mașină și să-l plimb, să-l urc și aici. O să-i pun imediat și lui mâncărică, o să-i pun și apă, că sigur este însetat și îi este și foame. Nu știu câtă mâncare a primit pe drum. Domnul șofer m-a asigurat că i-a dat și mâncare și că a băut și apă, dar nu știu ce să zic. Ariel, Ariel, pare foarte blând. Cred că asta mi-a dat și încredere să pun mâna pe el. Ia uitați că parcă e și frică lui de mine, nu mie de el. Ariel, iubitul, ești cu minte, nu-i așa? Da, e foarte cu minte. Să vi-l arăt și pe Dănuț puțin. Cred că este puțin gelos. Dănuț, nu știu dacă vrea să mă muște sau îi e drag de mine, dar ia uitați cum face când bag mâna la el. Acum nu știu ce să zic dacă vrea să mă muște, că am încercat cu un bețișor și pe ăla l-am mușcat. Domnul ferma Grădina Bio zice că sigur vrea să mă muște, nu că e lui drag de mine, dar poate simte că mie mi-e drag de el și poate nu vrea să mă muște. Ariel, iubitule, unde pleci? Nici n-ai venit bine și vrei să pleci? Mulțumim frumos, Ariel și iepurii, pentru acest cadou.
când o să-l vadă fetița când se trezește, cred că o să fie foarte încântată. E, numai uitați-vă cum sare. Ce părere aveți? El vrea să plece la plimbare. Nu-ți place la tine aici? Asta o să fie casa ta, să știi. Ia, hai să închidem noi aici, că parcă văd că până mă duc să-ți aduc apă, tu vrei să pleci. Între timp, avem și un ou ușor de găină. Rața noastră este foarte cuminte. Mai am aici ou de găină și de rață. Și una dintre rățuște a făcut și pe jos un ou ușor. Până am început să vă filmez din nou, am dat de mâncare repede la găini și la rațe și la pui, că mi-a fost milă de ele, că se plimbau după mine și să nu stea flămânde până filmez. Haideți să vedem și iepurașii noștri ce fac. Cred că sunt și ei înfometați și cred că le este foarte, foarte cald. Luna, ce faci, mama? Ce faci, iubita mea? Ce faci, iubita mea? Luna, după cum ați văzut, a avut un accident. S-a tăiat la picioruș și nu este foarte prietenoasă. Dar merge foarte bine. Am dat-o în continuare cu baneocin, cu betadină. Și rana este aproape vindecată. Riga și cei mititei care stau numai pe afară. Iar acum, cine credeți că se suie în lădiță? Se suie Riga. Presupun eu că vrea să scape de cei mici care vor să sugă non-stop. Și atunci se bagă acolo. Cei mici au început să și mănânce. Așa că trebuie să avem grijă ce îi dăm să mănânce Rigăi, ca să nu mănânce și ei verzituri. Ia să vedem pe cine avem aici. Pe cineva care a vărsat din nou apa. Ghiși, ciupercă, cei? O șinșilă și patru năpârstoci mici care au vărsat din nou apa și au dus găletușa iarăși în fund. Zoe, ce faci, iubitul meu? Vino la mama, vii? Vii la mami? Hai, vino. Nu vrei? Mă tratez cu spatele astăzi. Nu vrei să vorbim? Ești supărat? Îl împac eu mai târziu. Puișorii caută umbră. Le este foarte cald și îi cred. Îi cred pentru că și mie mi-este foarte cald. O să vă arăt un pic și porumbeii. Sunt curioasă cum se va adapta Ariel, pentru că în continuare este nedumerit și miroase și caută pe acolo să vadă ce se întâmplă și cum poate pleca, cum poate fugi de acolo. Porumbeii cred că sunt și ei înfometați. Ia uitați cum vin toți, că m-au văzut aici. Da. Da, iubiții mei. O să vă dea mama și vouă să mâncați. Acesta a fost videoul meu. Aștept părerile voastre despre Ariel. Îl mai filmăm o dată. Mie mi se pare superb. Și mi se pare că se potrivește cu Luna foarte bine. Vă dați seama ce puișori ar ieși din ei? Toți albi. Mie îmi place foarte mult culoarea albă și poate de aia îmi place Ariel foarte mult. Și este un fel de yin și yang cu dănuț, care este negru. Acesta a fost videoul meu. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Și aștept comentariile voastre pozitive, negative, de care doriți și părerea voastră despre noul venit în fermă, Ariel!